Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. O, mai bun, data asta avem un nou sistem de ventilatoare cu iluminare RGB, desigur, pentru că noi suntem gamer și ne place să ne împodobim în sistemul cu iluminare și în special iluminarea asta multicoloră. Data asta avem un sistem de la Thermaltake numit Ring Duo 12, un sistem de 3 ventilatoare și un controller compatibil cu mai toate tipurile de sisteme și sigur o să vă faceți carcasa și întreg sistemul să arate fabulos de-a dreptul și nu numai să vă mențineți tot sistemul la temperaturi normale. Așa că hai să nu mai pierdem timpul, să-l desfacem și să o punem și în funcțiunea acest sistem, să vedem cum arată el și cum se comportă el. Primul și primul rând o să desfacem noi de aici, mi-am luat libertate de a desigila anumite părți, pentru că vedeți aici pe margine are un micuț lipici, să zicem așa. Și o să încerc să deschid pe aici fără să vă spar capul prea tare, scuze, am și cuțitul ăsta în drum aici, impus în caz de urgență. Avem și o sursă pregătită ca să testăm întregul sistem de ventilatoare și să vă arăt cum funcționează. Și data viitoare mai am un alt sistem de răcire, dar nu din ăsta de ventilatoare, ceva mai special și ceva nou, ce nu v-am mai prezentat până acum pe canal, așa că rămâneți pe aproape. Cel mai probabil o să apară tot așa săptămâna asta, o să apară și celălalt unboxing. Așa că hai să tragem lejer aici, sperăm că nu dărâmăm ceva pe aici. Cred că sistemul ăsta este compatibil cu toate tipurile de iluminare de la fiecare firmă, adică știți, Mystic Light-ul de la MSI, cred că cel mai probabil acest sistem este compatibil cu acel sistem de iluminare. Ok, și suntem întâmpinați de câteva hârtiuțe și ghiduri, să zicem așa, și avem aici ventilatoarul mai bun, care pur și simplu arată foarte, foarte bine. Chiar sunt plăcut surprins de designul acestor ventilatoare și, sincer, par foarte, foarte calitative. Acum, nu știu ce să vă zic de zgomot, dar și cele pe care le am în PC sunt destul de silențioase, iar ăsta nu arată ca și cum ar avea motive să creeze foarte multă gălăgie, pentru că deodată ce pot fi controlate, clar le puteți seta în așa fel încât să nu se audă ca și cum ați tunde iarba sau vă dați cu feonul, înțelegeți voi la ce mă refer. Și avem una bucată și trebuie să avem un total vreo 3. Deci ia să le scoatem noi de aici, avem 3, una, aici vine al doilea și uite și pe al treilea, super! Toate ventilatoare aici, ce de apreciat, îmi place felul cum sunt ecranate aceste cabluri. Deci în primul rând aveți cabluri normale de aici, ce ies din ventilator, normal aici unde este motorul și banda de RGB, dar apoi de aici ele sunt cumva ecranate cu ceva material destul de plăcut, seamănă puțin cu un cauciuc, chiar foarte, foarte drăguție. A, și mai iarăși observ aici că marginile astea sunt cauciucate, încât să nu se zgârie plasticul. De obicei dacă sunt 100% din plastic, se zgârie și există șansa să se și roadă și să bălângă după aia ca aiurea pe aici. Am mai avut eu ventilatoare 100% din plastic și s-a mai întâmplat să nu meargă șurubul așa cum ar trebui. Și mai avem o micuță cutiuță, deci asta o să o dăm deoparte pentru că nu mai avem nevoie în ea. O micuță cutiuță cu lucrurile importante și anume controllerul. O să vedem acum cum deschid noi această cutie, să nu ne trezim că dărâmăm ceva pe aici. Ok, aud ceva zornă înăuntru. Ok, avem o nouă pereche de cabluri aici. Avem și un cablu USB sau mi se pare mie? Nu, este un micro USB către micro USB sau micro USB către ceva port și avem și Molex, multe Molex aici încât observ și vedem ce mai avem alte lucruri pe aici, șuruburi pentru montare, aveți diverse tipuri de șuruburi, șuruburi înalte și șuruburi normale, aveți și din nou, încă un pachet de șuruburi plus două benzi de velcro în caz de vreți să le prindeți într-un fel anume de carcasă. Îmi place că vin cu tot felul de accesorii pe care le puteți folosi, dacă deci câte o punguță de șuruburi pentru fiecare ventilator și aici trebuie să fie controllerul plus o cărticică sau o micuță schemă ce ne arată cum se montează și ce se află în această cutie. Deci uite aici ne arată cum se montează, cu ce este compatibil, ce trebuie să faci și tot așa. A, este un cablu cu două mufe micro USB și se duce la o mufă specifică aici de controller. O să dau puțin și un, cum s-ar zice, un focus, așa fel încât să vedeți și vedeți pe ce este vorba. Vedeți? Astea sunt toate componentele ce le găsiți în această cutiuță. Spunem asta deoparte. O să scoatem controllerul, pentru că de el o să avem nevoie. Să vedem unde mai punem lucrurile astea, că deja ne-am ambalat cu de toate aici. O, avem și un micuț switch aici, văd, că sunt diverse switch-uri
dacă vrei să-ți pornești ventilatoarele. Deci dacă vrei să pornești anumite mufe de la controller, dacă mă lasă camera acum să focusez, vedeți? Aveți 4 switch-uri pentru fiecare mufă a acestui controller și da, ce drept avem, bine, noi avem 5 mufe pe care le putem folosi, dar cred că 5-a este doar pentru extensie, deci ăsta suportă 4 ventilatoare, dar aveți o mufă specială pentru a vă conecta cu un alt controller și să faceți un fel de bridging între ele, să le puteți, cum îi spune, să puteți să legați mai multe controlere, să aveți mai multe ventilatoare. Asta dacă cumpărați două seturi. Acum să încerc să leg puțin ventilatoarele astea. Vedem ce reușim să facem aici. Să începem cu primul, zic eu că ar fi cel mai bine. Stai să nu o să cadă. Super. Acum, ia să vedem noi. O să bubuie tot. Ei! Ia ce frumoase, mamă. Wow, sunt de-a dreptul arătoase. Ia uite aici. Mamă, deci câtă iluminare au acestea. Dar asta trebuie să le controlați și mai bine din PC, deci n-au o telecomandă, dar arată în naibii de bine. Opa, stai și să nu se sufoce pe acolo. Mamă, deci simt o răcoare acum, sincer să fiu, de nebunesc. Și bine, mai buni, cam asta ar fi tot pentru acest video. Eu sper totuși că v-a plăcut acest video și dacă sunteți curioși de următorul produs pe care l-am făcut, da și voi un subscribe acolo așa ca să rămâneți aproape și dacă vă interesează produsul ăsta, tot ce trebuie să faceți să intrați pe linkul în descriere pentru a afla mai multe informații despre acest produs și dacă vă interesează să vă și cumpărați. Așa că mai bun, cam asta ar fi tot. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!